Președintele raionului Cimeșlia, Mihai Olărescu, a inițiat o serie de discuții și consultări publice cu locuitorii raionului Cimeșlia privind construcția unui complex sportiv regional în orașul Cimeșlia. În bugetul raional Cimeșlia pentru anul 2020, pentru proiectarea complexului sunt alocați 200.000 lei. Ca rezultat al consultărilor, urmează să fie identificată forma și menirea complexului sportiv, locul amplasării lui, prețul estimativ al construcției și sursele de finanțare a obiectului. Ca noi să avem consultația asta de grupul extins care este format din diferiți specialiști, fiecare pe domeniul său, inclusiv și antrenori și oameni sportivi. Respectiv, avem astăzi invitați toți care sunt prezenți în sală și foarte mult contează însuși conceptul care o să-l discutăm pentru a pune sarcina corectă proiectanților. Majoritatea celor prezenți au salutat ideea și au venit cu propuneri și argumente pentru identificarea locului construcției complexului sportiv. Președinte a alocat, am înțeles că o și o sumă de bani pentru 200.000 de lei pentru proiectarea acestui centru multifuncțional sportiv, în care deja pe viitor, după ce va fi elaborat acest proiect, să ne suflecăm nu până la coate, dar până la umăr și să începem a căuta surse financiare, datorită faptului că acest proiect este unul, cred că va fi unul destul de costisitor pentru bugetele noastre și este necesar ca să găsim surse financiare externe. Dacă noi spunem, vedem loc liber acolo la stadion, la stadion central care este, da. Eu n-aș fi de acord acolo. Și vă spun temii. În primul rând, la noi, la școala sportivă care este astăzi în centru, vin copii din diferite localități, vin din Cogălnic, vin din Rece, din Coloia, adică chiar și din Bogdan, că vin, și din Topal. Avem diferite localități care vin copiii la noi, dar în centru. Nu sunt locatar Cimeșliei, dacă astăzi, pe un minut, fac un exercițiu mental că trăiesc în orașul Cimeșlie, mai bun loc și mai perfect, părerea mea personală încă o dată, este stadionul orășănesc. Am fost și la fața locului și cu arhitectul orașului și cu unii experți care nu sunt 2 hectare și ceva sunt libere. Acolo am înțeles din cuvintele primarului Sergiu Andronache, au în calcul și a păstra loc pentru ulterior construcția unui teren standard 115-68 cu acoperire artificială, deci în partea a doua, din spusele specialiștilor, acolo este loc și pentru acest complex sau arenă sportivă, centru regional, și este loc, ar fi loc, iarăși și pentru bazin, dar cu strămutări. A doilea care, aici în centru unde, nu? Noi nu vrem, ca, uitați, eu am venit, mașina n-avem unde parca, știi? Dar închipuiți că facem o arenă de asta, e de stat și facem, pe urmă spune că trebuie să scoatem câteva clădiri pe aici, prin centru să facem o parcare, știi? Da? Aici sunt specialiști care ar să analizeze și ar spune. Iazul ce el un pic, Iazul care a fost frumos. De la spatele la bemol. Tu plămolezi, nu iar mă da. Mai bine știți că, mă rog, sunteți da. Deci, teritoriul cealaltă care este acolo ne-ar permite nouă să proiectăm niște accese, niște parcări, niște... Și poate și cu o perspectivă mai mare de dezvoltare a altor spații care ar fi să fie. Nu știu. Vyacheslav Pslar, expert în domeniu, a specificat că pentru început este nevoie să stabilim ce dorim să construim. Teren sportiv, sală multifuncțională, arenă sportivă de nivel regional, local sau național. Apoi să stabilim locul construcției care poate încadra acest edificiu, luând în vedere accesul, infrastructura și potențialii beneficiari. Ei, ce vreți să faceți? Și atunci ne pornim de la altul lucru. Nu putem merge pe calea căușenilui, nu putem merge pe calea la altceva. V-am explicat dumneavoastră de ce, cu domnul arhitect Portal, dacă este necesar. Da. Haideți să uităm. Capacitatea. Dacă facem întreceri, întreabă tribunii pentru spectatori, corect? Capacitatea tribunilor.
Dacă vorbim de 100 de oameni, aia asta e o suprafață. Dacă vorbim de 1000, aia asta e altă suprafață. Sala polivalentă, ce înseamnă ce a spus domnul Antonov? Dimineața poate fi concert, poate fi discotecă, ce vreți. Câtă capacitate? Haideți să stabilim lucrurile step by step sau pas după pas. Și de la asta o să mergem. Nu o să ne aruncăm de pătlăgele când trebuie 1000 de locuri de parcare. Credeți-mă, un edificiu sportiv corect amplasat, o să aducă și domnul antrenor la ceea ce ați vorbit. Copilul, părinții o să aducă copilul, dacă o să avem antrenori și o să facă rezultate și minuni. Pensionarii tot o să fie, dacă o să fie acces gratuit sau posibil. Că dacă vorbiți de bazin, știți cât costă un bazin o oră din nou. Eu am dubii că astăzi în Republica Moldova, pensionarul poate-și permite cu toată dorința lui, cu toată putința lui să achite un 700 sau 1000 de lei pentru o lună de zile a notat. În rest, nu puteți întreține un spațiu de not la ceea ce am vorbit, de 25 metri sau 30. Poate fi dar unul mic puteți face. Unul mic pentru copii cu dizabilități sau gimnastica aerobă pentru o apă. Poate să fie. Deci răspunsuri sunt și întrebări foarte multe. Până la urmă, președintele Raionului Cimișlia a concluzionat că acțiunea este de lungă durată și necesită consultări, dar nici nu trebuie să tărăgânăm. Până la sfârșitul anului, Consiliul Raional Cimișlia urmează să aibă un proiect al complexului sportiv regional. Fiecare va avea acces, fiecare copil va avea acces pe suprafață sportivă profesională în cadrul lecției.